Salutare și bine te-am găsit pe canalul meu de YouTube. În acest videoclip o să-ți prezint experiența mea în legătură cu markerele permanente cu ajutorul cărora îți poți vopsi anvelopele, mai exact textul de pe anvelope alb. Păi, de ce să faci acest lucru? În primul și în primul rând, oferă mașinii un aspect extraordinar de frumos. În al doilea rând, de ce nu? Să vă spun care a fost experiența mea. Prima dată, agitați puțin creionul și apăsați de câteva ori cu vârful pe o suprafață solidă până începe să curgă vopseaua. Ok, să vă spun de unde am luat aceste markere. Păi le-am luat de pe EMAG, la prețul de 8 lei, o să vă las un link în descriere. Eu chiar cred că și-au făcut treaba foarte, dar foarte bine. Le apreciez foarte mult. Recomandarea mea este următoare. În momentul în care le folosiți, dați primul strat pe text, după care așteptați vreo 50 minute să se usuce bine, iar după care reveniți cu un al doilea strat, chiar al treilea, dacă doriți să aveți rezultate mult mai bune. Eu am folosit două straturi și sunt foarte mulțumit de cum a ieșit. După cum puteți vedea și parcursul acestor secvențe. Iar acum o să vă las în continuare să vă uitați la un mic timelapse cum am făcut aceste anvelope. Eu vă mulțumesc că v-ați uitat la clip și nu uitați să apăsați butonul de subscribe, iar dacă mi-apreciați munca, lăsați un like acolo, că nu strică la nimeni. Pentru a vedea noile mele postări, puteți să apăsați și pe acel clopoțel pentru a fi notificați. Eu am fost Mr. Vibe, vă salut, bye! My fears will grow out of control. Yet you still walk the path I follow anyways. I'm in love with the way that you hold me when I fall back down. And I'm in love with the words from your voice that put me off the ground now. This love's been a long time coming. Staring deep into your eyes makes it all free.